Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din World of Warcraft Legion Leveling. Ei bine, oameni buni, l-am pregătit pe Balonaș pentru a începe aventura sa în Legion, pentru că chiar dacă unii dintre voi mi-a spus, bă, termină cu ce ai cu Draenor-ul până la level 100 și după aia să încep Legion-ul, dar ce drept, m-am cam săturat de Draenor, adică e fain, nu știu ce, încep, mie îmi plac doar astea, Shadow Moon și Frostfire, poate puțin și Gorgon, dar restul zonelor mi se pare așa o leacă cam mehish. Plus că vrem să intrăm mai repede în pâine și să profităm de armele astea de artefact cât timp le mai avem, că după aia nu o să le mai avem, așa că o să termin ce quest-uri mai am pe aici, adică s-a depredat, pentru că avem aici niște quest-uri, uite, mi s-a făcut și ăsta așa, iar la restul pe care le mai avem, îmi pare rău, dar o să dăm direct abandon, o să ne vedem de treabă. A fost fain, deci aventura în Legion, da, nu, pardon, în Draenor mi-a plăcut destul de mult. Chiar pot să zic că a fost mai plăcută decât mă așteptam, în special Shadow Moon-ul, dar trebuie de acum să ne întoarcem privirea către contentul actual și să nu mai zăbovim așa mult în în expansion-uri trecute și să venim pe chestiile curente. Și mai ales eu doar vreau să-mi iau arma artefact, pentru că asta este un super bonus în damage și stats-uri, pentru că după cum bine știți, arma artefact vine cu acele traituri, traiturile alea oferă atât de multe lucruri și de-aia zic că ar fi bine să ne focusăm pe chestia asta. Și cred că o să încep cu cele mai puțin plăcute zone pentru mine, și aici vorbesc de Stormheim, Azuna, și după aia lăsăm High Mountain și Valcheraj ca ultimele zone, deși cred că cel mai probabil aș putea să încep cu oricare zonă, că oricum nu o să termin pe toate, ca să fie clar. Check in with Recruiter Lee at Stormwind Harbor. Asta nu e portalul care trebuie. Asta nu este portalul pe care îl cauți. Și mi-am făcut și transmogul pregătit, cum am spus, de Legion, am luat sabia de Pargus, am luat ceva armură din Trials of Valor și asta a fost toată manevra. Mult dacă mai am ceva pe aici, deși cred că va trebui să-mi curăț inventarul. Ah, ba nu, l-am curățat înainte. De mai aici un shield foarte drăguț, dar încă nu se vede pentru că se încarcă. Hello, unde e shield-ul? Bring me the shield. Ah, uite, am pretty shield, deși trecem în ușa, prind. Feels bad, man. Și ia să ne ducem noi unde... N-a făcut niciodată intro pe alianță. Asta o să fie interesant, intro. Să vedem partea asta de început. Deși cred că o să dau skip oricum. I've heard this tale before. Stai puțin. Yeah, skip. Adică Broken Shore event în mare parte e același și n-are rost să-l fac, pentru că pur și simplu și durează mult. Vreau să intrăm direct în pâine, în treabă, pentru că oricum la finalul videoului ăsta o să fim level 99, deci ce mi-e level 100, ce mi-e level 99, deci înțelegeți voi la ce mă refer. Plus că acel Broken Shore event cred că l-am făcut de vreo nu știu câte sute de ori, că a trebuit să-l fac, cel puțin când a fost pre-patch eventul și toate alea, am făcut acel Broken Shore event de atât de multe ori încât mi s-a luat. Pe toate caracterele mele l-am făcut de fiecare dată, pe fiecare caracter, nu? Și a fost destul de enervant și obositor, pentru că durează ce-i drept și nu vreau să mai trecem iarăși prin supărarea morții lui Liverian, așa că o să-i dăm direct bice și plus că nu primim cine știe ce XP, dă-o. Chiar nu ne dă cine știe ce, dacă stau bine să mă gândesc. Cred că e bine dacă începem cu Azuna, nu, cu... Cred că e mai bine să începem cu Azuna, nu? Nu știu ce zic. Hai să vedem noi cu ce începem, hai să ne facem intro-ul ăsta. Light bless you. Thank you very much. Ok. Și trebuie să mă învârt pe aici până vine Maxwell, parcă. Room with powered artifact that can be used during our campaign. No, I must visit other attendees. Wow. Ok, asta a fost interesant. Și acum suntem în Dalaran. Parte bună cu tenis și zbura deja, nu mai avem figuri. Și o să mă învârt pe aici până când dau de băiatul meu, Maxwell. Thank the light I found you. Hey. I must speak with you at once. Azeroth will not fall. Zi. Excellent. Meet me at Crassus's landing when you are ready. Okay. La Crassus landing atunci, dacă tu mi-ai zis să vin acolo. Even if no one Whoa. Here will help us. We must fulfill our duty. Let us pray that what remains of our order will be enough. May Tyr guide. Stai dacă.
Ce tare, e foarte mult voice acting. Hai, that's the one. Oh, uite. Hill it is. There's no time to waste. Oh, și asta e pentru armele artefact. Asta e pentru cel de protection și celălalt era pentru Tyrosis. Pentru, cum îi spune, Holy. Plus că mai am poțiuni de alea, nu? Mai am una. Oricum, pentru două levele sau cât un level, când mai țin, nu e așa, cine știe ce. N-am făcut intro-ul ăsta, parcă terminat, l-am făcut în alfa și era oribil în alfa, adică nu era gata cum trebuie. Sup, boys? Care manevra? Vrem pe Boro, select an artifact weapon to pursue. Ashbringer, my dude. Tyrion may be gone, but the High Blade is still out there somewhere. Yep, yep, we must find the blade though. Take care of yourself. We should leave for Uther's tomb. Hai să mergem. Păi și cu ce merge la Uther's tomb, man? Ai ceva... Enter the Chamber of the Guardian, teleport to Dalaran Crater. Ah, deci trebuie să mergem tomb acolo. Oh, ce, nu intra acolo, nu intra acolo. Da, dacă intri partea aia ca și alianța, te teleportează într-un... în centru și e oribil. E enervant. Bine, în centru la ieșire din zonă și e nașpa. Ok, hai să ne ducem către Dalaran Crater. Cred că o să mor din simplu motiv că nu am parașută. De fapt, nu o să mor. Dacă mă duc, am să apăs Holy Shield de pe 6. E ok. S-ar putea să supraviețuiesc, băieți, e bine. Deci dacă avem shield-ul ăla, e blană. Și mai știu cum am supraviețuit, parcă cu alte caractere. Ah, eram cu mage-ul și dădeam blink-uri și priest-ul avea levitate și tot așa, gen... N-avem stres. Aici o să fie o treabă. Best. Crusade join the defile. Ok, poor guy. unde tu m-a să mergem? Trebuie să mergem la mormântul Luther, though. Am și uitat toată manevra asta care era de făcut cu mersul la Uther Tomb, primești indicații, nu știu unde, după aia ne întoarcem în Broken Shore și de acolo trebuie să găsim unde e sabia lui sau chestii genul ăsta. Dar ce drept mi se pare că ca și campanie de clasă seamănă foarte mult cu cea de la Priest. Deci, pentru mine nu o să fie ceva nou, dar pentru voi o să fie ceva nou. Da, o să vedeți voi pe parcurs care o să fie manevra. Deși nu știu cât de repede o să terminăm toate treburile cu... Cred că o să mă trebuie să intru așa din când în când pe caracter și să termin misiunile la cretine. Pentru că sunt acele misiuni pe care trebuie să le fac la leaderboard-ul ăla, știți voi. Fuck, iar am mouse acceleration-ul ăla. Este în care manevra. Dar chiar mă bucur că începe în chestia asta. Chiar eram un leac așa foarte confuz de ideea că ok, am avut level 98. Am văzut foarte mulți oameni că la level 98 făceau deja quest-uri pentru armă artefact și că aveau armă artefact și tot așa. Și am like, eu de ce nu am? Am făcut level 98, de ce n-am primit acel quest random? Că știam cum arată, știi? Dar mi-a spus cineva că vezi că de fapt și de drept trebuia să dai reloc și nu știu ce. Ok. Da, asta în locația asta în Battle for Azeroth a fost refăcută. Arată mult mai bine. Nani? I will prepare the ceremony while you assist our allies. Ok. We will persevere. Execute spirits și purify. Oh, hai că ne dăm bine. Too far away. Too far away. Too far away. Do you know the way? Ok. Consecrate. Help me. Nani, sore. Stai așa să mergi pe băiatul ăsta de aici. Și să caut o morminte aparent. Și să dau click pe ele din câte am observat. Nu prea văd așa multe. Sunt eu așa orb? I'm that blind? Help me, I am blind. Ai mă blinder? Stai să dau leacă cu blind că... e bine. Mamă, și la level 100 e ultimul talent pe care trebuie să-l iau. Trebuie să mă asigur să văd care e. Mi se pare că ultimul talent e important. Nu? Da, e ceva pentru DPS și eu numai cum să joc DPS. DPS și tank probabil. What the fuck e chestia aia? Ok. Am înțeles. Și leacă cam mare.
Dar să zicem că merge. Uite-mă aici, finally. Bine că numai 3 de astea să facem. Să dăm consecrate, să scoate morții de aici. A, și semnate, am crezut că sunt mai multe, mă, și de-aia eram așa de confuz. Unde Dumnezeu trebuie să mergem? De ce nu găsești ce am nevoie? Oh, God. Hai, stăt, el nu mai vine. Nope. Mamă, ce are asta mare și Mortar Fantomă, ești nebun? Ce dragi de developer să facă Mortar Fantomă. Super. Poing. Am terminat și cu ăsta. Hai să dăm ce ne mai cere pentru arma artefact. Știu că nu e foarte lung cu ăsta. Complete. Greetings. Complete. We are ready to commune with Lord Uther. Join me at the tomb. Ok, mi se pare că aici trebuie să fac ceva, nu mai parcă. At your service. Și doamne, cât nu-mi place sabelul ăsta. Arată așa de nașpa. Uther's resting place lies just ahead. Și ce vei să fac? Oh, trebuie să merg și eu în roleplay mode. Te-ai așa să vin și eu. Trebuie să las pe el mai în față, știi? E fix în urma lui. Mamă, dar chestia aia de pe piept e așa gigantică. Dar asta ar mura atât genial. Begin where you are ready. Light, hear our prayers. For shadows close in around us. Și mi-a creat caracterul tău. Grant us this one audience, so the Ashbringer may yet save our world. Suntem în modul ne rugăm. Maxwell, my old friend, it's been too long. Uther! Uther! Well met! Really you! You're both doing the light's work. But if you seek to recover the Icebringer, you must hurry. The Icebringer. Do you know where it is, Uther? We risk everything if we return to that place. I can feel the Icebringer calling out from an island that lies close to the tomb of the Evil One. And the Blade is not alone. Tyrion still lives, but his light is fading. You must move swiftly, or he will perish. That is all I can tell you. Good luck, friends. Walk always in the light. Poate să mă ridic, Max o stă. Uther, wait! I have more to ask you! Uther! Vrei prea multe, bă, Maxwell, dă-te în pana mea. Poate să mă ridic acum? Will not fall while we stand. Finally. May the light give you strength. If Olu. Tyrion is still alive, we will save him. Mamă, ești nebun, tu vrei să mă duc tu mai aici? Frate, dar e super mega departe. Deci numai mersul ăsta o să ne ia 100 de ani, vă zic de pe acum. Deci numai chestia, bine că primi XP totuși pe treaba asta, dar mersul ăsta mi-a o grămadă. Sincer, mi-a plăcut foarte tare ideea asta, că, oh my god, l-a omorât pe Tyrion. Și apoi, oh my god, Tyrion e viu, oh my god, Tyrion iar a murit, știi, gen... Ok, vă mai jucați mult cu sentimentele și visele mele, adică puteți să lăsăm pe omul ăla să fie gata cumva într-o situație, că e cam aiurea. Da, na, bine, asta e o chestie interesantă. Mie oricum nu prea m-am pasat așa tare de tine, adică sunt unele personaje care chiar îmi pasă ce se întâmplă, gen, de ce Thrall nu a jucat un rol mai important, de ce Volgin nu joacă un rol important. Ok, am zis, Thrall și-a pierdut Doomhammer, mare scofală, un pic pe de Doomhammer, ca să zicem așa, dar... El nu e în stare de nimic după? Pe bune, ți-ai pierdut arma, ți-ai pierdut... Cum se cheamă? Ți-ai pierdut arma, ți-ai pierdut... titlul de War Chief. Ce faci? Ești un simplu șaman, dar... Am zis că în Battle for Azeroth o să fie ceva mai interesant. Plus că și Vol'jin o să joace iarăși un rol foarte important în Battle for Azeroth. Pentru că singura expansion în care Vol'jin a făcut ceva... Și aici punem ceva între ghilimele, pentru că n-a făcut chiar mare brânză. Doar a organizat rebeliunea aia și cam atâta. Că după aia a fost, a, ok, el ne-a ținut împreună, dar după aia n-a mai făcut nimic, a fost like, ok, aia a fost, n-a consumat. Și de-aia zic, hai să ne profităm alea de personajul ăsta, de ce l-am ales pe el să fie War Chief? Ok, bine, e personaj vechi, e nu știu ce, dar pe bune, Bane ce avea? Sau nu, Karen ce avea, că era Karen pe atunci. Putea să evităm atât de multe chestii, dar în fine, să zicem și... Asta e chiar nu trebuie de fapt pe perioada lui Vol'jin, sorry. Când a fost ales Vol'jin War Chief, mă gândeam mult mai în spate. Aia e, bă.
Eu încă sper să văd ceva interesat în Battle for Azeroth. Din câte am văzut, lucrurile sunt foarte, foarte mișto și stați pe aproape, pentru că cu cât ne apropiem de seria asta de final, cu atât vin videourile de Battle for Azeroth pe bandă rulantă. Cred că fiecare zi o să facem o tonă de videouri, să facem câte un video din Battle for Azeroth. Adică o să mă duc în câte o zonă, explorăm câte o chestie nouă sau ceva și mă speria singur să-mi dea crash jocul sau bine, walk all you brave souls have been chosen to strike into the depths of hell itself to rescue High Lord Tyrion. This is your last chance to turn back. Okay. Ready yourselves, men. The broken shore awaits. We leave on our champion's command. Bye. We leave on our champion's command. Bye. Have a nice day. Eu măcar de aici. Se pare că după asta trebuie să facem puțin și intro de la Class Hall și după aia suntem gata. Gen Gucci Gucci. Să începem treaba. Nu știu dacă am acces la vreun skin de la început. Nu, n-ai acces. Mamă, cum mă gândesc că prima atât de mult. Prima așa puțin, pardon. Artefa Paul la început. Our families will know that we fought for the freedom and safety of our world. This is the moment, my friend. No. We move on our champion's command. Gata, o stai așa. Aia zic-o. Argent Crusade! Sure. Mă bag și aici, drag, le spar căcău la toți. Such arrogance must be punished. What the fuck, cine e Zerus ăsta? Vrem și eu un buff de spart capete. Mamă, ăștia-s demoni! 25% mai mult XP! OMG! Nu, astăzi fie un bonus pentru mine, clar. Astăzi fie un mega bonus pentru mine, ca și Lightforge Drenai. Ho-ho, țineți-o pe asta aproape, boys. Vă zic de pe acum, o să dacă ținem în zona de-astea cu demoni, dă și mie heal. Bă, dacă care știi să dai heal, dă heal. Champion, we must persevere. E ușor de vorbit, boss. Marș, mă, de aici ești nebun. N-am cu ce să-i dau chestie, ok. Nice. Mă duc după Tyrion să-l salvez. The fiends have Tyrion. We have to act quickly. Nani? O, Doamne, sunt mulți de ăștia în față. Oh, you mortals are so vain, so arrogant. What the fuck, ce țipete? Bă, lasă-mă pe ăsta în pace. You will suffer for a thousand lifetimes. Păi și unde e Ashbringer-ul, el? By the light. Da, eu sunt Tyrion. I'm here, baby grill. Dai că o să mă iau aici, că nu e bine. Oh, vai doare. Oh, vai doare. Oh, nu mai mă doare. Heal. Heal că nu-ți mai e după aia. Insignificant. Aia zic, asta-mi trebuia. Dacă mi-e nașpa că trebuie să mă apropii de el și în același timp trebuie să stau departe de el. Aia, mă. Tyrion! Unde ai plecat? Au, aici ești. De ce simboluri chinezești? Asta mă amuză foarte tare. Ei, măcar am tăiat repede asta. Wields the Ashbringer. E pe aici pe undeva și nu știu eu. Dau heal? Nu primește heal. Oh, Ashbringer e încolo. Ce tântălăus, m-am uitat după ăsta. Tân, tân, tân. Hă! Hai că-i spargem pe băieții ăștia repede.
Mamă, dacă mă gândesc cât a bonus XP luăm. Cred că va trebui să începem cu Azuna neapărat, pentru că în Azuna sunt demon mulți la început. Cum se la început, dar cred că cei mai și cei mulți demoni... Nu, Azuna are, Azuna și Sura moar, da. Așa, 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 e cu skepsis asta. E cu dilemă. Stai mă așa. Trebuie să fi dat stun sau ceva. Lord Balnazar. A, Lord Balnazar. Mă știu ăsta cum l-am omorât. A, ăsta la final de clasă o bate. Yep. They say only the pure can wield the high blade. I'm gonna take this. Thank you very much. Champion. Claim your destiny. Aia zic. Aici ați prezent, bă. Ăsta. I've been waiting for you, Paladin. Know that I will rip the soul from your flesh and make your body my own. Stai, unde-mi e spell-ul? Wake of the Ashes. I will turn you into a weapon of the Legion. I will use your hollow shell to corrupt and destroy everything you have ever loved. Piece by piece. Okay, roleplay mode. Kneel. Kneel before your new master. Oh. Give me the strength to shatter these bonds. Uh-huh. Unbreakable will. Mamă, cât de epic se simte față de celelalte. Oh, uite skin-ul ăla de Ashbringer. This will be a fine test. Pleacă, mă, băiatul meu. I am Balnazar. Ești un căcat. You are here because I will it. You live because you think me so. Mamă, cât i-am dat alte 4. Burn everything. You think this is over? Leave only ashes. De repede l-am distrus. A trebuit să-mi upgradez herlumurile, să nu uit. Am luat sabia. Și avem mâner albastru, da. Mă, cât de fain arată. Stai să iau de aici ce mai am de luat. Nice. Hai, Maxwell, avem treabă. Trebuie să pornim ordinul paladineștilor. Arată super, though. Chiar arată fine. Grants you the Wake of the Ashes ability, which massive damage. Noise. Deci stai, like, unde era abilitatea aia pasivă? Stai, boss, vin acum. Asta-i, mă? Nu e ăla. Asta. The Ashbringer. Oh, Reptilian. You will be missed, brother. Oh shit, son. He dead. Azeroth, we must go to Light's Hope Chapel at once. High Lord Fordring deserves to be put to rest among the ancient heroes of the Light buried there. We gave everything for the Ashbringer. You gave everything. Tyrion would be proud to see you wielding that blade. Eu nu știu cât de proud ar fi, dar să zicem. Să zicem că te cred, boss, te cred. Nu zic nu, eu merg pe filmul tău, pot pe ideea ta. E ok, merge pe ce zici tu. Singura chestie ce mă deranjează la paladine e că au clasorul la mama dracu, dar e foarte mișto locația. Mi-ar fi plăcut ca și Rogi să fie avut la Raven Crest, parcă Manor sau ceva, nu? Ba da, parcă Raven Crest ăla. Ăla nu mai știu unde e pus. Ce-i pasajul secret pe care acum putem să-l acționăm față de tura trecută, când am fost aici cu 10 de episoade în urmă, dacă țineți minte. Sanctum of the Paladins. Salut, băieți, ce faceți? Așa, mă, închinați-vă în fața șefului, așa, așa. Fața șefului vostru. Bloodmender, what the fuck? Aia se pune ca și... Cum îi spune? Și Paladin? Asta e interesant, Defender of Argus. Oh, uite de... Defender of Argus.
The Assbringer, nu știu pe ăsta cine e. Dar are armura șmecheră, though. Nici pe... ah, Silverhand Protector. Reporting for duty. Sir Highgor. Și aici trebuie să fie tot fel de paladini importanți. Gen, uite, văd acolo pe Boros, pe... ce mai uite aici? Corin, nu-l știu, dar... mai avea aici Asera... unde e... Denzo. Nu uite pe Siren, dar nu văd pe Denzo. Uite, sale? Cred că Denzo e mort. Maxwell. Prevail. May the light give you strength. Yep, well, that's these fine men and women need a leader. Your deeds prove you are the clear choice to bear that burden. Come, nice. I will address them on your behalf. Ah, deci te-ți vorbești în locul meu, ce drăguț. Uite, Idric the Pure. You've gathered to mourn the loss of High Lord Tyrion Fortune. Many of you look to him as an Catherine the Pure, a paragon of what we all strive to be. Molly Noeller. Okay. Oh, Lady Liadrim. Okay. Let us observe a moment of silence for a great soldier, leader, and friend. Yeah. We know. In the light, we are one, brother. Always. Is Michel not getting age, Maxwell? Inscribe your name into the Librum of Ancient Kings. Așa. We may begin the ceremony. Mi-am scris numele, am dat autograf, ai frumos. You all know the noble deeds of the champion at my side. This hero has been chosen by the light to succeed Tyrion as High Lord. Under our new leader, this order shall become a mighty weapon brought to bear against the Legion. Okay. We must stand together against the coming darkness. We must cast aside the shackles of race and kingdom. We must unite as one. Cree, 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 cree. The Blood Knights stand by you, High Lord. Azeroth will not fall. Okay. Oh, Boros, calmează-te. We pledge ourselves to your cause, High Lord. Okay. Armura lui eu vreau neapărat să fac rost de ea. The Silver Hand is reborn. Together, Sargeras himself shall shatter at our might. Vesel, nu? Oh, uite, și... oh, uite, Maradi acolo. Și tot felul de... da, uite, și pe ăsta. Nu știu cine piticul dău, da? Să zicem. So, Maxwell, ce facem? Place the blade on the altar when you are ready. Whoa, what the fuck? Ce de oameni aici? Okay, upgrade. Uai. Ia ceva ce deci. Asta e așa. Asta e varianta upgradată pe care abia aștept. Asta e varianta de foc, de la Balance of Power, pe care și pe asta cred că o să fac. Asta e de la PvP. Care nu arată rău. Și asta așa și aia ascunsă. Asta, sincer, nu prea-mi place la challenge, though. Să mai am pe aia ascunsă. Uite asta e la el ascuns. Ăla de alt, vreau. Azeroth will not fall while we speak step. Lord Shadowbreaker will be expecting you. This way. Lord Shadowbreaker, whatever, uite și pe ăștia aici. Pregătiți de manevre. Sunt mai rapid decât tine, Boros, fuck off. Pretty buff aici, March of the High Lord. Nice. Unde e ăla? Aici, în stânga. Famul True Blade și tot felul de moment. Deci au ăștia niște denumiri, vere? Nici eu nu-i cred. Lord Shadowbreaker, the High Lord would like to peruse the reconnaissance. Sorry, the first assault point. Azuna, my dudes. Accept. Azuna, ma tata. Go with honor, friend. Uite-l, bă, băiatul meu, Lightforge Drain. Mamă, cât de fain. Abia aștept transmogul ăla. Serios, abia aștept transmogul ăla. Stai, n-ar trebui să vorbesc cu tine să-mi dai ceva? A, stai aia cu tomburile, deci n-am treabă cu ea. Semna ăla cu Uther Ish, într-un fel sau altul. A, bine, măcar că acum știu unde e cu portalele. Începem Azuna și cred că o să facem level up și acolo să ne oprim, dău. E foarte bine că am început cu asta, pentru că oricum nu aș fi avut cum să termin tot ce are de oferit Legion-ul. Fără să nu fi lăsat mai multe zone libere. Așa poate terminăm toate zonele într-un fel sau altul, cum am făcut și înainte cu veche serie de leveling. Dar bine, asta o să fie ceva mai rapidă din punct de vedere al experiențului, pentru că un la mână suntem Lightforge, doi la mână avem Fly. There you are. Over here.
Azuna awaits. Trust in let your... me know when you are ready. Bă, nu știu dacă am ceva de făcut înainte. Oh, shit, ce dește în microfon am you dat. You are our last. Ok. Chiar doar vine el, e ok. Mamă, deci e mult mai bine acum că avem flyer. Vă zic asta, 100%. I prefer using the great staff Atiesh's raven form. Nothing's worse than saddle sores. Dureri de cur de lac, așa știu ce zici. The demon hunters have set up camp on the far side of the island. Perhaps they can help us locate the pillar of creation. Salaca. Oh, ok, deci asta e blocată până la 110. Sincer, mi-ar fi părut logic să o ai blocat la 110. Pentru că ar fi fost mult mai ok Naga forces. Să nu pierzi o tonă de timp. We have competition from Queen Ajara herself. Class holy. Oh shit. Am uitat de ăștia. She must also be after the pillar of creation. This is unexpected. Huh. Păi, a primit breathtaking. Imagine all the arcane knowledge lost to the ages here. De ce n-am mai fost aici, Catcar? De ce n-ai fost pe aici să descoperi toate acestea înainte? The Illidari and the Burning Legion is here too. Asta mi se pare dacă ciudat din... There is much știa de existența locului, știa de existența multor chestii și... Hurry. The Illidari are about to be overrun. Și ei pur și simplu au ignorat faptul, bă, ok, avem o insulă nouă sau ceva și știm că acolo e Tomb of Sargeras, de ce nu mergem să investigăm și ce e pe acolo? Bine, probabil înțeleg că așa merge povestea. My life is dedicated to the weapon you have there. Speak with Jason Alari if you'd like to help. I have sacrificed everything. What have you given? Nu știu cine reacționează la Ashbringer de aici. My life is dedicated to destroying. Dar din câte știu, Ashbringer are, cum îi spune, îmi scapă, are voce. Ashbringer poate să-ți vorbească, which is kinda cool. Ieși mă afară. Da, un prim XP mai mult, ce drept. Nu știu acum cât ar primi fie un caracter normal, dar... Mă, putem să-l batem pe mortifeul ăsta? Na, nu poți. E că-l văd acolo, dar nu cred că poți să-l rezolvi. Aoleu, și acum avem aia cu... Prostia aia de... De quest. Ah, da, mă, și demonii sunt transformați în cenușă. Mi-aduc aminte ce face, de fapt, Ashbringer-ul. Da, demonii sunt transformați în cenușă, asta e foarte tare, sau arși. Dar bine, pentru că este Ashbringer, înțelegeți? Da, așa funcționează Ashbringer-ul. Are o șansă de a transforma demonii în cenușă. Foarte tare dacă mă întrebați pe mine. De acolo am fost un prim exemplu din prima, știi? Gen, ia de acolo, boss. Atât. 6, încă 2. Trebuie să meargă relativ repede, nu e cine știe ce. Atât și mai avem încă unul. Vreau să fi luat unul random, da. O, super, am prins unul random. Crezi că l-am tras și pe ăla din greșeală. Bă, dar dau damage, nu glumă. Enchant, trainer, rank 3, Probabil sunt unii oameni care caută chestia asta de secole și mie îmi pică instant. We are all that stands between the Legion. Da, o să se îngădeți ăla ca să... asta vreau să zic, și mai avem și nebuniile de... Headlumuri. Ok, ăsta o să iau un quest rapid aici. O să vedem pe care ne zicea că trebuie să-l dăm. Bine, și aici a primit și upgrade, deci da. Ha, nu mai am nevoie de sabie, am uitat. Să vă să le arunc. Lord Illidan knows the way. We are the Legion! Aș Morfineus sau ce ești tu? I cannot attack that target. I cannot attack that. Tell us everything you know, Mother Trackere. Ok, nu zice nimica. Da, ultimul e cel mai enervant. Tch.
Interesant că Demon Hunter folosește o coasă, though. Foarte, foarte interesant. Chestia mai greu. Eu am să-l batem pe ăsta. It's not gonna be that hard. Mamă, dar ce-mi place asta că dă direct stun la... la inamic dacă dai. Bine, cred că mare parte funcționează doar pe demon, dar... who knows? Perfect! Și acum ce facem? Acum putem pleca. What he was talking about? Despre ce mai vorbește chestia asta? Nu se înțelege nimic. Să ne ducem și asta de aici. Da, și suntem în costul. A, bine, la. Ei, mai multe chestii. I have sacrificed. Oh, vocal mișcăm super repede cu asta. The Legion gets no farther. You, Corvus and Syena, attack the Legion from within. Da, bobiță. We will wipe them out together. Sigur, sigur. Ei bine, mai bun, cam asta e tot pentru acest video din World of Warcraft Legion Leveling. Data viitoare o să ne afundăm mai tare în zona, o să vedem ce ne mai așteaptă și cel mai probabil cred că o să facem vreo un level sau chiar două, depinde cât de repede ne vom mișca, dar eu o să încerc să-mi pregătesc herlumurile pentru a putea să le port și după level 100, ok? Așa că aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!